Oficialii din Văgiulești așteaptă vești de la centru în privința începerii noului an școlar. În teritoriu s-au luat măsurile necesare pentru ca acei mici să nu aibă de suferit din cauza pandemiei. Noi, ca și autoritate publică locală, am luat toate condițiile, am făcut toate pregătirile necesare pentru ca școlile din comuna Văgiulești să fie deschise în bune condiții. Așteptăm vești oficiale de la Inspectoratul Școlar Gorj și de la Direcția de Sănătate Publică pentru a ști exact în ce condiții vor fi deschise acestea. Chiar săptămâna viitoare am o vizită programată la Inspectoratul Școlar Județean și la Direcția de Sănătate Publică pentru a discuta cu domnii inspectori și cu domnul director de la Direcția de Sănătate Publică și a ști exact în ce condiții vor fi aduși copiii la școală în comuna Văgiulești. De asemenea, și părinții trebuie să fie vigilenți și să acorde atenția necesară copiilor, să-și ia toate măsurile de precauție, atât pentru ei cât și pentru copiii dânșilor, cu toate măsurile de prevenție, gen măști chirurgicale și tot ce este necesar pentru ca anul școlar 2020-2021 să se deschidă în condiții bune și normale și să nu avem probleme pe parcursul anului școlar. Între timp, autoritățile amintesc părinților că pot beneficia de sprijin financiar pentru rechizite și haine. În altă ordine de idei, în ceea ce privește etichetele sociale acordate de către Uniunea Europeană familiilor cu venituri reduse, așteptăm în perioada următoare până în data de 11.09.2020. Părinții care se încadrează în condițiile respective să aducă documentația necesară pentru a beneficia de acest tichet social electronic în valoare de 500 de RON pentru achiziția de rechizite și tot ce este necesar pentru copiii dânșilor în anul școlar. Sprijinul de la Uniunea Europeană se acordă o singură dată, tichetele putând să fie cheltuite într-un an calendaristic.